Salutare YouTube și bine v-am găsit la un videoclip. Astăzi e o zi foarte importantă în materie de fotbal. Este finala Champions League. Împreună cu Andreea și cu Vlad o să mergem la BBSO, se organizează acolo frumos așa, în cinstea acestui eveniment. Se organizează o seară în care ne uităm la finala Champions League. Așa că, da, urmează să, tocmai să plecăm undeva la 8:20, cam așa. Pe la 9 am vrea să fim acolo. Finala începe la 10, dar am vrea să fim pe acolo pe la 9, maxim 9:30, ca să filmez niște cadre frumos. Depășim audiențele astea, astăzi vorba de meci, aici. Tu îți faci încălzire acum? 800 de mii, acum. Vlad, să pregătești, să uite la... Cum se numesc astea? Primeci. Primeci. Să uite la primeci aici, frumos. Bine, bravo că l-ai prins. No. Am o mie iatul. Rip. Rip. S-a dus. Ești fericit acum? Da. Ia uite aici o tată. Picasso, I like it. You like it, Picasso, huh? Mm-hmm. Am îmbrăcat în alb. Pentru Real Madrid și... Sper să nu-mi iau gen fireback, să piardă Real. Eu în verde nu sunt suficient, am fine. Eu sunt neutru. Tu ții cu Foresta Bucovina. Eu nu vreau să fiu cu niciunul. Nici cu Real, nici cu Liverpool. Mie sunt un pic cu Liverpool, dar nu contează, pentru că nu vreau să fie dispută aici pe YouTube la mine, ok? Stai că mă duc să stric. Strică la foarte dacă deschide. Ce pronosticuri aveți pentru seara asta? Minunat. Hai să vedem ce pronosticuri au băieții. O să vreau un 4-3 Real Madrid, să fie multe goluri. Să fie multe goluri, să ne... Să sărim, să... Stăm, să fermim acolo, aia zic, am înțeles. Beni? 3-0 Real Madrid. Băiatu! Știi ce vrea? Andreea, zi! 2-0 Real. Vedem acțiune. Să fie un gol. Multe goluri. Am două variante. Alo. Ori 2-0, ori 2-1. Sau să fie un 3-3 până în minutul 90 și în prelungiri să dea 4 și bum, ba. Tot. Nu m-ai emoționat deloc. Da, zi! Ce faci? Lași un bloc? Sigur. Ce faci, Paul? Ce? S-ar putea să fie nou. Andreea, de jumătate oră se stresează că o să fie numai ea singura fată. Deși e oricum. Dacă am venit eu, acum îți dai seama că vin fetele, gata. Înseamnă că ăștia ne-au dat țeapă, când ei ne-au promis cumva, fără să spună, au omis că nu dau pe ecranul mare. Man, niciodată să n-ai așteptări că s-ar putea să fii dezamăgit. Poate zis. Stau să pe video proiector, hai ca să dă-te încolo. Se poate și să pierdem, dar probabil câștigăm. Face frate Bandi. N-a fost? Aici am dar ce s-au gândit? Nu, mă! Ei aveau de ales. Offside oricum era, dar de unde vine ninja? E asta gândeau. Anulează faza că el e în offside. S-a... Vezi ce titlu pun vlogurile ăsta, bătaie la BBSO. Păi asta o ales. Vă rog să scrieți voi în comentarii dacă a fost offside sau nu. Cei care v-ați uitat la mici, vă rog să scrieți. Mai jos în comentarii ce părere aveți, ok? Ce pronosticuri ai pentru a doua repriză?
trebuie să-și ia revanșa pe Benzema. Nu se poate așa ceva. Ok, what is this? Toți câinii sunt niște foarte mare. La jumătate meciului. Bravo, Digi. Nu știu, bă, Digi ăștia ne datorează o lună gratis, clar. Nu se poate. Bă, ce nu se bucură nimeni aici, ha? Meritau să câștigi, bă, la ce-a făcut băieții ăștia, bă. Ați dat și voi, am primit și noi. Ce și eu, dar nu au dat nimic ăștia. Slab rău de tot. Dar cred că a fost cea mai, nu știu, pot să zic că cea mai, așa... Intensă. A fost cea mai intensă finală. Bă, dar pe bune, acum sper că totul e ok și nu v-a supărat că o câștigă Realul și o pierd Liverpool. Sper că totul e ok, a fost un meci foarte intens, foarte frumos. De altfel, GG Real, GG Liverpool, a fost o seară tare faină. Nu uitați să lăsați un like, un share, un follow, ce vreți, pentru că mă ajută foarte mult. Urmează să postez tot mai multe vloguri aici pe canalul de YouTube, așa că absolut orice mă ajută mult. Mulțumesc mult și ne vedem la următorul clip. Pa! I need somebody to know.